Noi vrem să te auzim cântând. Da. Vrem să te auzim. Abia aștept, pentru că e pentru prima oară, după cum vedeți, în care și port acest tricou cu celălalt flacăra și vreau să-i mulțumesc lui Andrei Păunescu. Mi se pare mie un moment unic în viața mea și în experiența mea, extrem de emoționant. N-am prins, din păcate, celălalt cu flacăra, că nu eram pe vremurile acelea, dar știu poveștile părinților mei, știu poveștile acelei generații care și acum umplu sălile peste tot pe unde aceste cântece revin. Așadar, Mirela, te lăsăm să te bucuri de acest moment. Ăsta este microfonul pentru cântat. Un moment frumos, un moment minunat, gândit, un moment pe care special îl vom savura. Pentru telespectatori, juriu, vă rog frumos să fiți atenți. Mirela și Andrei, special pentru echipa mea, pentru dar îl prinde astăzi pentru că Cenacul Flacăra n-a murit și o să facem ceva ce probabil vă așteptați, fiindcă Cenacul Flacăra a fost mereu ceva live și spontan. O să facem un colaj de piese senzaționale de atunci și de acum. Yeah.